Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, Împăratul timpului ceresc. Cu Sfiala Sfantă aș îndrăzni, dragi credincioși, creștini iubitorii ai paginii noastre ortodoxe, iubitorii de Dumnezeu, să-mi permiteți să vă amintesc că Domnul Hristos este și va rămâne și va fi veșnic lumina lumii. De aceea, la finalul anului care azi s-a încheiat, să medităm cu profundă durere sufletească, dar și cu compasiune în același timp, cu nădejde în Dumnezeu, la toată ecologia spirituală a biotopului creștin al Europei spirituale și culturale, ancorată în creștinismul profund al lui Hristos, de la Sfântul Apostol Andrei până la Sfântul Apostolul Pavel, gura Duhului Sfânt, cum se alterează și se distruge pic cu pic, din propria noastră nepăsare și indiferența necreștină. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, este același. Evrei 13:7-8. Căutând cu luare aminte la tăvălugul furtunos al non-valorilor, la tăvălugul desacralizării și la viteza cu care impus din adins acesta, a poluat Europa moral, prin căsătoria între persoane de același sex, legiferând fără de legea și imoralitatea. Au poluat familia creștină a Europei prin legea lejeră a divorțului și chiar rapid prin legea concubinajului, a căsătoriei de probă, familia monoparentală și a toleranței păcatului, sub pretextul civilizației sociale și a evoluției mentalității umane, prin multă cunoaștere și prin evoluția științifică. Apoi poluarea culturală prin incultură și promovarea valorilor neconstructibile, lipsite de sensul și existența lor. Apoi poluarea discursului politic sănătos, prin eliminarea sensului real de patriot, naționalist, cinste, dragoste de țară și semenii pe care îi călăuzești. Apoi poluarea cultului muncii cinstite, corect plătite, poluarea cultului demnității umane, cetățeanul fiind doar forță de muncă, sau plătitor de impozite și un simplu contribuabil. Aceste pacoste și cataclisme sociale care împing la distrugerea culturii Europei, a credinței creștine redusă la formalism și obicei, ucid sufletul frumos al Europei creștine și adevărate, azi bolnavă, șubrezită și putrezită. Poluarea etnică, amestecul etnic forțat sau coordonat, duc tot la dezastre și catastrofe neînchipuite. Poluarea rațiunii sănătoase, prin inducția de boli închipuite, rezultatul abuzurilor aberante ale creștinilor, duce la îmbolnăvirea socială a întregii societăți a Europei, punându-se accent pe industria farmaceutică și construirea de spitale, în loc de viața normală, cumpătată și o educație morală sănătoasă, o chipzuință a lucrurilor din viață și a eticii personale a fiecăruia din noi în parte. Toată această poluare iniuageistă, a gândirii haotice sociale, sunt pe punctul de a declanșa o catastrofă globală umană. Se vorbește de război, de ucideri, de teroriști, de moarte, de sânge, de crime, de lipsa de iubire între oameni și de neîncredere. De ce ne ucidem? De ce ne urâm? De ce ne facem șicane și greutăți unii altora? Totul din lipsa de conștiință, indiferent de credință, fie că e vorba de o formă de credință inferioară sau superioară, nerevelată sau revelată, cum este creștinismul Domnului Hristos, oamenii nu au voie să urască, să ucidă, să distrugă pe semenii lor, să-i lipsească de darul sacru al vieții iubirii. Aceste aberații și ieșiri criminale nu vin pe fond religios, ci vin pe fondul poluării morale personale, sociale, spirituale și prin poluarea adevărului divin, singurul mesaj real și autentic, confirmat prin legea dragostei și a iubirii. Și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. De a-și crăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut umea marama sunătoare și chimval răsunător. Și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-a cunoaște și orice știință, și de a avea atâta credință încât s-a mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale,
nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată, I Corinteni 12, 28-31, 13, 1, 13. Acum, la mijlocul nopții reci, ca inima umană modernă și strict rațională, la trecerea în anul 2016, să stopăm apocalipsa imorală și antisocială dintre noi, feii lui Dumnezeu, cei botezați și altoiți în Hristos și în biserică. Dacă suntem creștini adevărați și profunzi, în noaptea de anul nou like, lângă cupa de șampanie, lângă masa de bucate, să aibă loc și icoana lui Hristos candela arzândă și inima curată, plină de compasiune, iubire și înțelegere pentru semenii noștri. Faceți loc lui Hristos în casa voastră, să vă facă loc în cer la Tatăl. Dacă simțim dragostea Lui, să nu-i uităm pe martirii și suferinți creștini ai Siriei, pe sfinții creștini ai Egiptului din țările arabe, care au ales să stea cu Hristos în cer, așa cum și familia brâncovenească a domnitorului muntean care a ales mucenicia, nu trecerea la islam forțat. Așa și creștinii Siriei. Noi ortodoxi liberi, măcar să ducem o colivioară, un colăcel, o lumânare, o mică jertfă de respect și dragoste creștină, oriunde vă aflați și în orice biserică vă reculegeți sufletește și vorbiți cu Domnul Dumnezeu. Acum, la început de an nou, să nu uităm de Fiul lui Dumnezeu care se prăznuiește la 1 ianuarie, la 8 zile de la naștere se botează cu tăiere împrejur la trup, după legământul lui Avram, primind numele Iisus. Primul botez al legii vechi. Tot la 1 ianuarie cinstim și prăznuim pe Marele Vasile Ierarhul Cezarei Capadociei. De aceea, îndemnul este și unul de simțită și cuvincioasă bucurie și petrecere în familie cu cei dragi ai voștri, dar și o trăire duhovnicească cu o reverență duhovnicească și specifică delicateții Sfinților lui Hristos. Măsura în toate și cuvința în toate arată educația creștină aleasă și un frumos respect personal față de Dumnezeu Marele nostru Creator și Părinte. Pentru anul 2016, prima prioritare este sfințirea vieții noastre personale, sfințirea timpului liturgic din viața personală, sfințirea faptelor bune și împăcarea cu Dumnezeu. Altă prioritate sfântă este lupta de a păstra valorile creștine și tradițiile sănătoase, care au ținut neamul nostru românesc. Să luptăm în apărarea familiei creștine, singura celulă umană sănătoasă, care perpetuează prin voia lui Dumnezeu, viața pe pământ, nunta creștină, cununia creștină și normalitatea poruncită de Dumnezeu în poruncile evanghelice. Tot în anul 2016, să luptăm vehement și motivat ca educația sexuală în școală să nu pătrundă în rândul prichindeilor și preșcolarilor sau pruncii de la clasele IVE. Este prea devreme să le furăm fecioria, rușinea, inocența și curățenia pruncească a minții. Nu lăsați să vă ucidă sufletește pruncii prea devreme, sunteți părinți creștini, nu puteți neglija morala și viitorul sănătos al copiilor dumneavoastră. Deseferul precoce este pista de lansare spre prostituția modernă a mărfii tinere, crude și naive. Opriți această crimă spirituală, dați pruncilor școala celor 7 ani de acasă și să nu vă apară o glumă, pentru că vom distruge o țară, un neam, o generație. În final, vă mulțumim că vizitați pagina noastră ortodoxă. Vă dorim spor duhovnicesc tuturor și celor de acasă, și celor de departe, care sunt tot aproape de inima noastră și a lui Hristos. Vă respectăm cu drag și vă dorim tot binele material și spiritual. Vă rugăm să aveți grijă de tineri, să-i creștem responsabili, maturi, frumoși, sănătoși, înțelepți, cu discernere morală și împăcați cu voia sfântă a lui Dumnezeu, fără de care nu putem face nimic. Să ne păzească darul Duhului Sfânt și rugăciunea Maicii Domnului, să nu se mai repete niciodată tragedia de la colectiv și acea mega suferință a dragilor lor părinți. Să nu mai trăim drama hulei anticlericale și aruncarea cu pietre în Biserica lui Hristos. Nu uitați, oamenii, ei pot greși. Dar Biserica Mama Neamului Romanesc nu a greșit niciodată. A fost școală, a fost mamă,
a fost scut și zvor de credință și cultură, în primeștii și năvăliri. Este scut de unitate și cultură, de morală și spiritualitate românească, este mama limbii române. Tineri, iubiți biserica cu dragoste și gând curat. Ocoliți derapajele și uscăturile, și astfel și Hristos vă iubește pe voi. Să aveți bucurii și împliniri tinerești, copii frumoși și sănătoși, părinți credincioși și frumoși. Vrednici și darnici, mulți spor și împliniri dorite, alături de fericirea sufletească a inimii. Un călduros și sincer, la mulți ani. Cu prețuire și respect, de la Părintele Calistrat, Mănăstirea Vlădiceni din Iași. Anul 2016, 1 ianuarie anul nou.